cum a fost viața în perioada comunistă, comparativă cu viața din zilele de astăzi? Foarte grea. Lixuri multe, nu aveam drepturi la informație, da. Nu aveam libertatea cuvântului, eram constrânși din punct de vedere spiritual, material, alimentar, toate erau pe cartelă, asta, în mare. Credeți că se va termina perioada comunistă? Niciodată nu credeam. Ba, prin unele locuri cred că e continuată și acum. Dar, după Revoluție au intervenit modificări. Cum ați simțit trecerea dintre regiuni? Păi, fiecare a perceput-o cum a vrut după Revoluție. Foarte greu, pentru că banii au fost puțini, nu puteai să te exteriorizezi imediat. Deci a trebuit să o luăm treptat, să înțelegem anumite lucruri, ce ni se permite, ce nu. Deci e chestie de câțiva ani de zile până să te... să intri în făgașul lucrurilor, să înțelegi ce e aia de democrație, să... Ce credeți că s-a obținut prin Revoluția de la 1989? Păi asta, cred că libertatea asta a omului în adevăratul sens al cuvântului, adică nu trebuia să mai dai raport cuiva că vreau să mă duc peste hotare, de exemplu, sau că vreau să... îmi cumpăr nu știu ce, care era limitat pe timpul Ceaușescu. Nu trebuia, nu puteai să te duci să iei orice, un frigider, un televizor, un ceva. Trebuia să anunți autoritățile că vrei un lucru mai mare, trebuia să spună, să duci, cum să numeau. Care erau libertățile civile? În comunism? Da. Păi nu prea erau. În primul rând că n-aveai dreptul exprimării, așa. Drept civil, drepturile erau scrise pe hârtie, dar nu ți se aplicau ție ca individ. Deci trebuia să dai un raport undeva de a ceea ce faci. Ce aveai și ce nu aveai voie să faci ca persoană și experiență personală? Voi aveam să fac tot ce mi se dădea. În sensul că te duceai la servici, îți achitai obligațiile de serviciu, veneai acasă, ce nu aveai voie să faci, nu aveai voie să denigrezi statul, persoanele publice, așa, nu aveai voie să fug, ca și așa, nu aveai voie să treci granița sub nicio formă decât cu aprobări de sus, deci asta era, eram limitați.